Îmi pare rău, nu mai suportam suferința, a scris femeia mesajul de adio găsit în buzunar de către anchetatori. De asemenea, din primele informații a reușit că femeia era însăcinată, iar cele trei fetițe cu care s-a aruncat înaintea trenului aveau 3, 8 și respectiv 10 ani. Sunt păcă bine! Păcă... Acum am primit un telefon, acum am primit un telefon! Nu avea, că bărbatul e foarte bun. Un bărbat ca ea nu se mai pare. Și-a adus la mama ei. Trenul intră în localitate, într-o zonă mai fără case, împădurită de-a stânga și de-a dreapta, și se formează acolo o trecere nesemnalizată. Oamenii obiceiuri să treacă în zona respectivă și de multe ori acolo au loc astfel de incidente. Îi ia de acolo trenul și îi aduce până aici, pentru că e viteza care o are trenul și nu poate să frâneze. Tragicul eveniment s-a produs în această dimineață. Nici rudele, nici vecinii familiei nu-și pot explica ce s-ar fi întâmplat cu femeia de recurs la un asemenea gest cumplit. Mama femeii care a fost călcată de tren le-ar fi spus polițiștilor și că una dintre problemele cu care se confrunta această familie era legată de o posibilă problemă de sănătate a copilului în vârstă de 10 ani. Potrivit presei de peste Prut, mecanicul care a avut un șoc puternic nu putea să evite impactul pentru că în regiune se circulă cu peste 100 de km la oră, iar el ar fi tras semnalele acustice, dar a sesizat o intenție din partea femeii. Anchetatorii examinează mai multe versiuni, inclusiv sinuciderea. Cazul a șocat întreaga Românie. Fac o rugăciune la această intersecție în care s-au întâmplat mai multe tragedii, o rugăciune de sfințire a acestui loc și de îndepărtarea duhurilor necurate. Nu voi face o slujbă pentru sinucigași, da? Păi, dar copiii se presupune că nu sunt sinucigași. Încă nu am toate datele. Sunt niște presupuneri în momentul de față. Totuși. Exact. Tocmai din cauza aceasta nu pot să mă arunc în a trage concluzii sau a face ceva. Ministerul Transporturilor a decis formarea unei celule de criză după accidentul feroviar, iar traficul feroviar între București și Constanța a fost complet blocat timp de aproape 3 ore.